mitingul consacrat a 68-a victorie asupra fascismului, să-l declar deschis. Cuvânt îi se oferă primarului satului, domnul Anatolie Mirean. Stimată doamnă Ana, stimată doamnă Victoria, stimați pedagogi, stimați copii, colegi și oaspeți, pentru a începe mitingul de astăzi, închinat la 68 aniversare a victoriei asupra fascismului, vă rog un minut de reculegere. Vă mulțumesc! Pentru a 68-a oară, în toată Europa, în Republica Moldova, sărbătorim cea de-a 68-a aniversare a victoriei asupra fascismului. Pentru noi este o victorie amară, pentru că pentru ea s-au jertfit milioane de vieți omenești. Totodată, ea rămâne pentru noi o lecție de curaj, de bărbăție, de patriotism pentru viitorul acestei țări. Permiteți-mi ca, cu ocazia acestei sărbători, să vă aduc cele mai sincere felicitări, doamna Ana, doamna Victoria și dumneavoastră, tuturor celor prezenți. Să dea Domnul ca noi totdeauna să avem un cer senin, să fim înconjurați de oameni buni și tratați cu omenie. Să dea Domnul ca să nu mai avem așa tragedii cum a fost tragedia din 1941-1945, războiul din Afganistan, conflictul din 1992 din Transnistria, unde noi cei mai tari ne dăm foarte bine seama ce înseamnă, ori prin ce au trecut acei bărbați tineri și frumoși care au luptat pentru victoria obținută în 1945, care au luptat în Afganistan, care în Transnistria, pentru independența Republicii Moldova. Și dorim ca aceste tragedii să nu se mai repete. Ca noi și generația care vine să construim o țară prosperă, cu un cer senin, cu oameni frumoși și sănătoși. Vă mulțumesc! Cuvânt de felicitare oferim directorului gimnaziului, doamna Tamara Garbuz. Stimați consătieni, dragi elevi, stimate doamne Ana și Victoria, astăzi, 9 mai 2013, se împlinesc 68 de ani de când a luat sfârșit cel mai sângeros război din istoria omenirii, cel de-al doilea război mondial, care a rămas și lasă sângere în inimile multora din noi. Deci cu 68 de ani în urmă, în Berlin, pe Reichstag, a fost arborat drapelul biruinței. 68 de ani au trecut de atunci, ani în care noi construim pacea, avem un cer senin și ne bucurăm de o viață normală. Dar acest război a adus foarte multe pagube materiale, dar în primul rând pagube umane. Deci a răpit foarte multe vieți omenești, milioane de vieți omenești și printre aceste vieți sunt și viețile consătenilor noștri de Iordanovca, care au luptat în acest război și au rămas exact câmpul de luptă sau s-au reîntors acasă, ducând cu sine urmele, în inima lor, urmele acestui război sângeros. Astăzi mai sângeră rana războiului în inima puținilor veterani care au mai rămas la noi, în sat de păreri de rău, nu niciunul, de când sunt soțiile, două soții ale veteranilor, ele știu cel mai bine
ce înseamnă acest război. Războiul mai sângeroșă inimile copiilor azi maturi, copiilor veteranilor, care poartă în suflet urmele acestui război. Deci pacea s-a instaurat la noi, dar noi ne construim astăzi viața și suntem recunoscători celor care au căzut în câmpul de luptă și aducem azi florile recunoștinței noastre tuturor celor care au luptat în acest război și ne-au dus pacea zilei de astăzi. Veșnică slavă eroilor! Dumnezeu să-i odihnească în pace, așa cum ei toți sunt acolo sus. Iar n-aș putea să amintesc astăzi că avem o sărbătoare dublă. Deci, în afară de Ziua Biruinței, mai avem astăzi sărbătoarea Europei, Ziua Europei. Și aș vrea ca să ne exprim dorința ca țara noastră, Moldova, să-și făurească destinul pe o cale mult mai bună decât este astăzi, pentru a ajunge cât mai curând în marea familie europeană. Vă mulțumesc! Cuvânt de felicitare se oferă agentului economic, domnul Vornic Dumitru. Stimați elevi, stimați pedagogi, mult stimatele noastre soțiile foștilor veterani, doamna Victoria și doamna Ana. Ziua din 9 mai va rămânea pentru noi în memorie atâta timp cât vom trăi. Fiindcă anume această zi ne amintește nouă o zi a biruinței. De această zi suntem legați cu toții. Fiecare din noi avem unei, avem străbunei, care au fost legați de acest război. De aceea dați-mi voi ca eu să vă fericit cu ocazia zilei biruinței din 9 mai. Să vă doresc sănătate, în primul rând, copiilor, succes mare în învățătură. Și în legătură că a coincis ziua din 9 mai, ziua biruinței cu ziua Europei, copiilor vă doresc vouă viitorul. Viitorul va fi în mâinile voastre. De aceea trebuie să învățați bine, trebuie să vă comportați bine, să ascultați învățătorii și părinții. Vă felicit încă o dată cu ziua din 9 mai și vă doresc mulți ani mai. Cineva din asistență dorește să mai spună două cuvinte? Dacă nu îmi permiteți ca din numele Consiliului Local și al Primăriei să aducem un mic ajutor doamnei Ana și doamna Victorie, văduve a soților căzuți în război, încă o dată să le doresc sănătate și un cer sănătate. Așa, poftim. Doamna Ana dorește să spună câteva cuvinte? Stimați șefieni, colare, elevi, eu chiar așa drept mă spun cum am scos de noi. Să mulțumim că ne-am întâlnit în ziua de astăzi. Să mulțumim mult la cei care au luptat pentru oamenii din Iordanul, pentru trăitori. Ne-am frumusat satul ăsta, cum era odată cu globul, fără drumuri, copiii cei la școală, cu botul de chizuri, trebuie să aducem brață. Și mulțumim la cei oameni, o parte erau de la front din ăsta, o parte din satul unit în lucru, fost foarte unit în lucru. Și pomenim măcar la cimitir cu deja mormântul, de acolo se meargă cu mormânt, la cap se cruce. Nu ne mirăm de mormânturile care sunt cu buriene, să le smulgem singur când ne ducem. Nu spun ce au, ce are copii, are, dar nu au buriene să se mormânt. Vă mulțumesc foarte mult că vă ținem de ziua de astăzi. E zi frumoasă, cu flori. Mulțumim că avem în sat, s-a stăruit oamenii și ne-au făcut și locaș, și școală, și primarii satul avem care mult ajutor ne gâmblam la Carabesov, că pe jos, la Buclea, pentru o torbă de pâine, de pâine, de greu, dar acum pâine, de pâine. Și cum vorbesc că școlarii sunt vieții bine,
că nu știu ce așteaptă. Așa, dar să asculte profesorii, când ies să ducă la altă școală, trebuie să fie bine pregătit dinșa. Nu așa, gătit, negătit, trebuie să duci prieteni, nu mă duc și eu. Știu, nu știu, mă duc. Fiecare să aibă nădejde în știința lui. Că nimeni nu te ajută la nevoie, decât singur să ieși din curcătură. Domnul Sfânt într-o atenție și Hristos în viață. Vreau să mulțumim. Mulțumesc. Mi-a dat de Doamne și ploaie și o pașă. De Doamne. Credeți de puțin că o să fie mai mult? O să vă ajute. Iar acum cuvânt oferim, dar nu cuvânt, dar rugăm pe părinții ca să înceapă slujba de pomenire pentru veteranii războiului din 1941-45 din satul Iordan.